Salut, Lei! Voi face citirea pentru eclipsa parțială de lună și luna plină din Taur, în data de 28 la ora 23:23, în 5 grade Taur. Soarele fiind în 5 grade Scorpion. Deci avem activată o linie a resurselor, a banilor, a secretelor, a lucrurilor ascunse, dar și pasiuni, emoții puternice. Haideți să vedem pentru voi, Lei, această lună este în casa carierei, a menirii voastre, a reușitelor sociale, profesionale, dar și cele personale. Haideți să vedem ce sfat primiți din partea oracolului Lenormand. O eclipsă, știți bine că ne influențează mai mult timp, 6 luni, aproape la cea, până la cealaltă eclipsă. Luna nouă, la fel, vom primi nu răspunsul rezultatelor la proiectele noi începute la luna plină. Deci noi acum, la lună plină, vom primi niște răspunsuri la ceea ce poate că am început la luna nouă din Taur. Haideți să vedem. Deci, o femeie. Poate fi vorba de o femeie care vine să vă aducă o informație, o veste, să vă comunice ceva, să vă propună ceva. O femeie care este legată de societate sau poate să fie pe planul personal, să fie pentru un bărbat. O persoană pe care o iubiți, o persoană care vine și vă comunică ceva, sau o prietenă. Haideți să vedem ce apar. Deci, iată că aveți aici o alegere. Deci, propunerea este să faceți o alegere, da, legată de o problemă de sănătate a voastră sau a unei persoane dragi. Poate fi vorba de o soră, de o mamă, de o iubită, de partenera de viață. Deci este vorba de o alegere. Vi se propune, urmați acest tratament sau acesta, și sau schimbați tratamentul când se întâmplă ceva. Aveți aici un blocaj, muntele care arată că ceva nu merge, deci va trebui să luați o decizie. Haideți să vedem ce spune și oracolul ermetic. Nu oracolul, scuzați-mă, tarotul ermetic. Am văzut oracolul, deci clar aveți o alegere de făcut, ceva nu a mers, s-a blocat legat de sănătate și acum veți putea face altceva. Vorbim de lei. Da? Nu e mare importanță aia. Iată o femeie cu ascendent zodie, lună plină în rac sau în scorpion. Este considerată marea preoteasă, un fel de Lilith, o persoană care deține știința, o persoană care deține secrete. Vrea să afle cât mai multe secrete, vrea să vă cunoască secretele, va face orice pentru a vă prinde secretele. Întotdeauna ea, dacă cunoaște secrete, nu se dă înlături să le folosească. Nu contează că sunt secretele unor persoane. Și iată că voi arătați iubire,
Iubire pentru, așa cum am spus, poate să fie vorba de o persoană apropiată vouă care are o problemă de sănătate. Încercați să vă descurcați foarte bine cu banii, primiți ceva bani în plus, dar poate că trebuie să și îi organizați foarte bine, astfel încât să evitați cheltuielile, să evitați risipa și să ajutați persoana de care sunteți atașați, fiindcă arătați aici foarte multă iubire. Și totuși, voi v-ați aștepta să primiți niște bani dintr-un proiect, ceva la care ați lucrat foarte mult, dar s-ar părea că nu primiți cât ați dorit, primiți mai puțin. Nu pierdeți, așa cum și aici, doi de monede arată că nu pierdeți, dar trebuie să îi împărțiți așa cum trebuie, cât mai rațional, astfel încât să vă descurcați cu ceea ce aveți. Cam asta arată această situație. Și sfatul tarotului l-ați văzut. Haideți să vedem ce spun runele. Am să le las așa cum au căzut. Le îndrept pe cele care trebuie să aibă o poziție corectă, dreaptă, că așa, numai așa au poziția ele. Și în rest le citim așa cum sunt, da? Deci, iată, să luăm aici, în primul rând, voi s-ar părea că ați avut sau aveți o problemă de sănătate sau cineva din anturajul vostru are o problemă de sănătate. Așa cum am spus, o persoană apropiată de care arătați foarte multă iubire și am zice că orice ați fi încercat, orice ați fi făcut, ceva nu a mers, ceva s-a blocat, fiindcă această rună este grindina. Grindina înseamnă o înghețare, o fărâmițare a problemelor și un blocaj. Și trebuie să vă preocupe foarte, cum să spun, să dați atenție sănătății. Această rună nu este băurul sălbatic, este o rună care ar trebui să arate victorie, reușită, dar dacă o lăsăm în poziția ei, cum a rămas aici, cum a căzut lângă acestea, este o atenționare. Aveți grijă de sănătatea voastră, dați importanță sănătății sau a persoanelor iubite. Aici ați avut un sfat. Un sfat dau de o persoană care înseamnă vorbire, această rună. Am spus, vorbire. Deci, o persoană care v-a dat sfaturi intenționat greșite, astfel încât să vă aibă în puterea ei, acum am putea spune că ați avut și persoane care s-au implicat vrând nevrând în situația voastră, cu sfaturi, cu discuții, cu idei, dar aceste persoane nu au avut niște intenții bune, fiindcă acest M, dacă îl vedeți, nu este într-o poziție prea corectă, adică e puțin înclinat. Deci am putea spune persoane înclinate mai mult să vă încurce cu ideile lor. În schimb, aici aveți două rune foarte bune. Cred că am să le depărtez puțin pe astea, astfel încât să le aduc și pe astea într-o poziție așa. Și să le vedeți pe cele care sunt foarte bune, apropiate. Am putea spune că această rună spune Ying. Așteptați-vă la o schimbare. Este o rună care vine să vă ajute, parcă, să este un ajutor divin în final. Să rezolvați o situație nedorită și pe urmă viața voastră va lua o întorsătură ciudată. Adică vă ajută să rezolvați această situație în avantajul vostru.
Și, bineînțeles, va duce o schimbare. Este o lună de schimbare puternică. De aici încolo, viața voastră se va schimba cu 180 de grade. Uitați-vă alegerea. Va trebui să acceptați o schimbare în viața voastră. O schimbare care poate să reprezinte o relație, un proiect nou, ceva nou care să intre în viața voastră și să vă aducă daruri, daruri sentimentale, energii bune, declarații, vitalitate. Deci este un aspect foarte benefic. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc numai bine și nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să ajutați și voi canalul să se dezvolte. Dați un like, abonați-vă, transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!